Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod, da. M-am reapucat din nou de carieră pentru că s-au băgat gen playerii care s-au transferat pe final. Cerbadzitski, da. Manea, pe care le-am crescut și un punct. Coman a crescut 2 puncte, Salomão a scăzut 2 1, pardon. Așa, cred că nu, a rămas la fel Wide. Așa, în rest, cred că e totul neschimbat. A crescut aici ăsta. Roman împrumut, ok. Și Tsumu. Și mai sunt ăștia de dus. E prea pe maneala. Și am jucat tele 3 meciuri. Și în acest episod vom face transferuri în valoare de 60 de milioane, da. Conferința de presă dinaintea meciului contra Astrei Giurgiu. What? Nu mi-a lăsat. Nici am făcut sincer. Corect, zice bine. Ok. Hai să mergem mai departe. Vom juca meciul. Am uitat să-l pun la antrenament pe Moruțan. O să-l pun. La Astra Giurgiu se forță. Revin eu imediat. Da, băi băieți, am revenit. Pentru că am fost puțin pe afară, m-a sunat Alex, am ieșit și noi puțin. O să apară episoade și cu Alex de mâine, da? Mâine o să avem un episod foarte special cu Alex, da? Și începe meciul de pe stadionul Marin Anastasovici. Parcă așa se numea stadionul Astrei. Am oprit comentatorii că prea mă zăpăceau. Ia să vedem echipa Astrei, că am dat skip repede. Echipa mea. Kitanov, Bruno, Dandea, ăla e nou, Gleznev, Dima, Crepuliac, Budescu, Biceanu, Florentin Matei, Alibek și Silva. Budescu și Alibek în aceeași echipă, incredibil. Să vedem oare ce vor face cei doi jucători cu care Astra a luat titlul. Dar de data asta nu este Șumudica antrenor. Foarte bine, Iulian Cristea, Denis Man. Lem Tănase, Nedelcu, Soiledis, oh nu, Toni Silva oprește foarte bine. Ah, am apăsat pe 0 gen ca să intre la tehnic, să-l oprească, nu la tehnic, să-l oprească. David Bruno, Dandea, Bruno, Silva acum la balon, Toni Silva către Constantin Budescu, 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 cel mai bun jucător din Liga 1. După rating. Oh, ce bine a scăpat Biceanu. Și este șut slab în brațele lui Cristi Bălgrădean. Cristian Nedelcu. Tănase, Tănase. Ionuț Vână. Foarte bine Nedelcu. Oh, nu. Dima face un tackling perfect. Gata, băi. Mi-a venit acum un transfer în cap. Pe care îl voi face cu siguranță. Nu știu dacă are potențial uriaș, dar are potențial. Cel puțin în real life s-a descurcat foarte bine. Oh, ce întoarcere a bizonului! Și pasează perfect către Nedelcu. Nedelcu deschide scorul la prima fază. Dragoș Nedelcu, dar Noere merită toate aplauzele pentru că le-a întors perfect pe Dandea, cred. Da, cred că era Dandea sau celălalt fundaș. Blesnes ăla sau cum îl cheamă. Și Nedelcu șutează perfect și este 1 la 0 pentru FCSB. Da.
Foarte bine, Bogdan Planici. Tenase. Ionuț Vână. Dandea. Către Budescu. Acum Bruno. David Bruno. Către Crepulia. Foarte bine, Soiledis. Coman. Tănase nu se descurcă foarte bine în fața lui Glesnes. David Bruno, David Bruno. Crepulia, Crepulia. Prinde Bălgrădean. Ok, foarte bine, oh, nu. Jucătorul dorit de mine, primul indiciu este norvegian, da. O să vă spun pe parcursul acestui meci celelalte indicii. Și la câți bani am în acest moment, e greu de refuzat. O să vă dau indicii pentru a ghici. Dacă ghiciți din prima, puteți scrie în comentarii cine este, dar e greu de ghicit. Am zis doar naționale, am zis și poziția. Tănase, ce bine a fost pus această minge pentru Tănase. Dar Lem Tănase ratează. Perfect, nu era. Wow, dar ce bine s-a pus Dima acolo. Bine. Oh, Florinel Coman. Ce frumos acolo. Florinel, Mbappé, Coman, trebuie revăzută această fază. Ce bine a venit mingea la el. Și acesta l-a executat pe portarul bulgar. Da, vedem. Noire s-a luptat perfect, bine. Și vedem, oh, cât de frumos a șutat. Greu din această poziție să din acea poziție să marchezi. Dar vedem, Florinel Coman marchează. Are un adversar foarte bun pe post. Este vorba de Diogo Salomão, care are două goluri până acum în campionat. Coman n-are niciun gol. Și totuși este titular, da. Bine. Man, este blocat perfect de Dima. Biceanu. Wow, șut prins de Cristi Bălgrădean. Haideți să venim cu un nou indiciu. Următorul indiciu este striker. Da, din păcate, Noere are 31 de ani, dar va rămâne la echipă, stați liniștiți, pentru că este unul din cei mai, cred că cel mai bun jucător până acum, are 5 goluri în campionat. Deci va rămâne Noere, stați liniștiți. Vreau să iau pentru că va pleca Hora și Ghichevici. Sumu, sincer, nu o să fie o variantă așa de importantă decât în meciurile mai slabe. Ok, și este final de primă repriză. Nu știu ce overall are, sincer, acel jucător. Dar în real life m-a uimit, marcând foarte multe goluri în acest început de campionat. Deci v-am zis, încă un indiciu, a marcat foarte multe goluri. Al treilea indiciu. Norvegian, striker, a marcat multe goluri în acest început de campionat. Vă zice ceva? Nu joacă în Norvegia. Al patrulea indiciu. Dacă zic țara în care joacă, o să ghiciți clar. Thiago la Real Madrid. Denis Mann, Superman. Oh, shoot slab, 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 slab. Tănase, bine. Lem Tănase. Încă un indiciu, cred că indiciu cu numărul 5. Joacă în Austria. Și cred că deja v-ați prins. Atacant norvegian care joacă în Austria. Oh my god, ce gol! Ce gol marchează Denis Alibek. Noi ne gândim la acel atacant norvegian care a marcat multe goluri în acest început de campionat și Denis Alibek ne dă un super gol. Oare de ce nu ne gândim la Alibek? Și răspunsul care vine de la Gigi Becker este pentru că are mulți bani. A făcut credit la bancă pentru a lua mulți jucători acum. Tănase, Tănase, Tănase. Foarte bună pasa.
Denisman, pam, 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 pam. Oh, Florentin Matei foarte bine s-a ținut pe picioare acolo. Fost jucător la FCSB, nu a evoluat foarte mult. Și să zic și ultimul indiciu, pentru că cred că v-ați prins deja de echipă, este vorba de Red Bull Salzburg. Asta n-a fost un indiciu. Joacă și în UEFA Champions League. Deci când am zis Red Bull Salzburg, am zis UEFA Champions League. A marcat foarte multe goluri în acest început de campionat. În prima săptămână din FIFA 20 a primit și un card din form, deci este clar. Cred că e norvegian, nu cred că e islandez. Oh, Florinel Coman! Oh, ce gol marchează Florinel Mbappé Coman! Foarte bine. Noere se pare că nu este un atacant, este un pasator. Intră Olimpiu Moruțan. Speranța echipei. Olimpiu Moruțan intră în locul lui Lem Tănase. Și nu știu dacă îi pronunț numele bine acelui jucător. Este vorba de Holland. Holland, jucătorul lui Red Bull Salzburg. Cred că cel de care ar trebui să-i fie frică României în preliminariile pentru calificare la Euro. Încă o pasă foarte bună. Și Moruțan intră și marchează. Băi, nene, dar e prea simplu pe professional. 4 pase de gol pentru Harlem Edinoere. De ce este așa de simplu? Îmi puteți răspunde? Nu îmi puteți răspunde. De ce? Nu știu. Și intră și Răzvan Oaidă. În meciul cu Botoșani, nu mai știu, în episodul trecut am câștigat, dar după am dat să joc din nou și a câștigat 5 la 1. Salomao, care a intrat în a doua repriză, Tănase și hat-trick Noere. Haide să vedem, este 4 la 1, minutul 76. FCSB marchează foarte multe goluri, vedem. M-am gândit la acest jucător când l-am văzut pe acel Glesnen sau cum îl cheamă, pentru că are nume de jucător islandez, cred. Și Holland ăla are nume de islandez. Prima dată am zis că e islandez. Sper să nu-l fi luat cineva. Doar asta sper. Am și un plan B. Oh, nu mai ajunge Cristi Manea. Nu știu cine este. Cred că Dima și Silva intră Gheorghe și a intrat și Begue în locul lui Dima, da, am spus bine, Dima. Oh, îl vedem pe Gheorghe că a protejat foarte bine. Oh, nu, o greșeală acolo, foarte bine Soiledis. Vână către Răzvan Oaidă. Oaidă pasează foarte bine către Denisman, Superman. Către Harlem Edinoere. Incredibil! Ce intervenție are Kitanov. Iulian Beg către Crepulia. Crepulia. Trimite lung. Oh my god, ce pasă bună! Către Valentin Gheorghe. Le-a văzut perfect pe Gheorghe. Centrare bună. Oh, și ce ratare pentru Florentin Matei. Incredibil cum a ratat. Intră Ionuț Panțăru în locul lui Soiledis. Și intră și Tuncara în locul lui Bruno. David Bruno iese. 3 minute de prelungiri. Ce minge bună către Florentin Matei. Dar este Bogdan Planici. Biceanu. Oh, i-a dat-o printre picioare l-arbitru. Și este final de meci. 4 la 1. Victorie FCSB. Bine. Da, știu că nu mai sunt conectat la serverele ei. Mă conectez acum.
What? Ah, conferințele după meci. Iulian Cristea. Cristea a fost fantastic. A fost un apărător excelent. Ia Florinel Coman, mamă! Coman s-a ridicat în acest meci la nivelul lui Kylian Mbappé. De asta are și porecla Mbappé, pentru că s-a ridicat la nivelul lui. Patronul i-a pus o poreclă foarte bună. Ia, despre echipă. Toate meciurile sunt importante, chiar dacă jucăm împotriva unor rivali sau nu, dar acest meci a fost incredibil. Jucătorii s-au dedicat și am câștigat cu un scor mare. Așa. Hai să mă conectez. Ofertă de transfer pentru Noire. Sincer, nu vreau să-l dau. Dacă vine o ofertă mare, nici n-am cum să refuz. Dacă e, de exemplu, 5, 6, 7 milioane. Feyenoord. 5-200, nu dau. El valorează 5, să fie măcar 8 milioane și s-a dus. Și vreau să iau și un mijlocaș defensiv. Este vorba de Tonali acolo. Ia. H. O. L. L. A. N. D. Cred că ăsta e numele lui, dar nu știu. What the fuck? Hai să vedem care este. Cred că așa este numele lui. Sper să nu greșesc. Cred că ăsta ar trebui să fie, nu știu. Nu. Norway. Norway. Nu spune că nu e băgat în joc. Nu e așa numele lui, nu știu cum îl cheamă. Stai așa că îl găsim imediat. Norway și băgăm aici a... Zică Holland, sunt prost rău. V-am indus și pe voi în eroare. E ceva cu H. Nu știu care e Liga Austriei. Asta. Și Salzburg. Bun. Asta mă, Haaland, nu Holland. Vedem, are un potențial foarte mare peste 6 zile. Haaland, bă, așa. What? De ce? What the fuck? Golgheterul României, Noere, Ștefan Caiado, Salomao, Laiduni și Coman. Turca și Cicâldău după. Ok. N-a venit, bă. Meci contra lui Voluntari. Uite și ăsta. Și pe ăsta le-aș vrea. Olmo, ok. O zi rămasă. Tsigankov. Nu cred că e la Leicester. What the fuck? Încă o zi, mă rog. Aia sunt playerii pe care, sincer, mi-aș dori. Ok, s-a mai subțiat pe aici. Băgăm în locul Belo, Hâț. Și totul e bine și frumos. Aș vrea, sincer, un portar din Liga 1 cu potențial, pentru că totuși Bălgrădean are 31 de ani. Este un portar incredibil și nu vreau să joc cu Vlad. 0 la 0 și se accidentează Superman. Au. M-a durut și pe mine accidentarea asta. Spune-mi, te rog, că nu e mult accidentat. De ce nu mai mergi dacă apeși pe triunghi să te ducă direct în asta? În 2 zile, perfect. Haaland, 75 overall. Bun. Haide. 18 milioane, release clause. Nu plătesc, bă, nicio clauză. Îi dau 12 milioane.
că sunt o persoană generoasă, maxim 15, și aia a fost. Are și 19 ani. A, nu merge, nu cred. Bine, atunci plătim. Haaland. Boom. Crucial. Dar de ce 4? Nu vrei 5? Că ești tânăr, nu de alta. Hai, hai. Bine, bă, bine, bine, bine. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Haide, zi tu salariu să nu fiu eu jegos. Bine, hai că sunt jegos atunci. 20.000. Hai. 25.000. Plus 100.000 la semnătură sau mai mult. 150.000 la semnătură, na. O, și semnăm cu Haaland. Super. Mă gândeam la Ioani sau la Căbuz. Budescu nu-l vreau. Ne-am pus din greșeală, da. Bine, bă, deci transferăm un super jucător. Căbuz. Aia, dar are 23 de ani, lasă-l. Să stea acolo. E Mariana Ioani acolo. Great work. Ia uite. Deja lejer. Bun. Hai să facem. De fapt, stai că mai aștept să se ducă 2 zile ca să fie și man la antrenamente. Moruțan, nu se duce, bă, Moruțan. Moruțan este speranța clubului nostru. Și care are cel mai mare potențial. Așa, bun. Bun, și scoatem de aici Iulian Cristea. Băgăm Haaland. Wow, nu la defending, frate. Bun. Și mai scoatem și Nedelcu. Și punem Moruțan. Nu la defending. Aici. Perfect. Let's go. Mamă, ce bine că nu se mai aud de pe fundal sunetele alea. Erau super enervante, dar mă rog. Bine că le-am scos. Am înțeles care e și faza aia cu player chat-ul. Țigancov 79, mamă, arată foarte ok Țigancov și Dani Olmo. Ca gen card. Dar are un salariu uriaș Țigancov. Și Tonali ar mai fi devenit. Și sincer eu sunt mulțumit, ia. Brazilian cu potențial 94, ok. Nu. No. Nu. No. Nu. No. What the fuck, ce e asta? Și Eduardo Rossi asta. Doar doi din Brazilia, din România. Ce avem? Oh, acest Florin Iorga, de 17 ani. Oh, și ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Oh my god! 94 potențial. Deci scouterul român, meme, Stoica. Sau... cum îl cheamă, sau Narcis. Îl lăsăm pe Narcis, că e scouterul nostru. Mamă, și în Olanda, vedem. Am găsit multe talente. Mă mir cum de l-am găsit în Brazilia. Ok, meci contra lui Poliaș. Echipă foarte bună. O să joc cu vână cam. Sau fii atent. Așa. Și bag în locul lui Tănase Salomao, să fie și el mulțumit.
Îi bag în locul lui Noere Haaland, care debutează. Și băgăm pe bancă pe Bizon. Cam asta este echipa. Ne-am pus și pe Salomão pentru că a marcat două goluri, dar sunt mulțumit, vom simula. Meci pe Național Arena. 4-2-3-1, alinia de Iași, Nedel cu Haaland la debut și Mbappé Coman marchează. Haaland marchează la debut, incredibil, acest tânăr jucător. Eu ziceam Haaland, dar e Haaland. Cu 100 de milioane nu se duce, băi, băiatule. Ce e asta? 6 milioane 500, duceți-vă, bă, de aici. Cred că dacă era Gigi în locul meu, vă dădea cu masa în cap, ești nebun. E fericit Salomão, nici el nu știe cum e. Debutul lui Haaland la FCSB. FCSB le-a luat pe Haaland pentru că va juca în Europa League, da. Hai să vedem. What the fuck? Încerc să-l iau și pe Tonali. Câți bani mai am? 32 de milioane. Perfect. Da. Pardon. Tonali. Betonăm acolo în mijlocul. Tonali. Treisprezece milioane. Cel mai mult, sigur. Da, accept. Și Tonali, hai să vedem. Să îl vedem pe Tonali dacă vine jucător, tânărul jucător de la Brescia. Crucial, clar. Dar de ce 5 nu vrea? Accept că așa vreau așa. Hai de zi tu la salariu. Băi, ești nebun? Gen, eu i-am dat enorm de mult lui Haaland. Îi dau 10.000. Incredibil, frate. Uite cum am dat eu banii aiurea. Bine. Și o să-l iau și pe Ioani. Ca să... Eu nu lasă. Nu știu sigur ce voi lua acolo, vom vedea, dar echipa arată incredibil de bine cu aceste două super transferuri. Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu. Ce e asta? 10 milioane. Mai trebuia să pui un 0 la final și ți-l dădeam. Real Madridul Asiei dă doar 10 milioane pentru Denisman. Incredibil. Ce oameni aiurea. Bogdan Planici, mamă, și ăsta dacă nu-mi dă 20 de milioane, nu-l dau. What? Bă, ce cotă mică are, frate. Și e greu să treci de Planici, e stâlp acolo în defensivă. Ok. Și ce punem pe aici? În locul lui Manea, îmi pare rău. Tonali. Lasă-i pe ea. Art pentru Tonali să tragă tare. O, și A pentru Haaland. Dacă vrea să ajungă mare, Tonali trebuie să tragă. Suntem în grupă cu Arsenal și încă două echipe. Nu știu sigur care sunt alea. Ăștia, da. Silkeborg. Și AEK. Și primul meci de cupă este împotriva celor de la Academica Clinceni. Ok, hai să vedem. Iese Salomao. Pe partea aia trece Vână. Și trece aici Tonali. Mamă. Mamă. O, lasă așa. Și nu mai am niciun purtar de rezervă. Și am și buget pentru transferurile din iarnă. Hai să vedem meci contra Gazmetan Mediaș la Mediaș. 2 la 1 victorie. Marchează Tonali la debut. Tonali marchează la debut și marchează și Iulian Cristea împotriva fostei echipe. Da.
Nu știu ce nu au făcut ăștia de la FIFA approach la Darius Olaru, dar mă rog, treaba lor. Da, băi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Dacă mai vreți ceva transferuri în valoare de 20 de milioane, să scrieți repede în comentarii, pentru că în următorul episod este ultima zi de transferuri. Oh my god, ce episod împotriva celor de la viitorul. Nu ne vom uita acum la ce au transferat restul echipelor, ne vom uita în episodul următor. Mulțumesc pentru vizionare, eu am fost 007 Mario, pa!